Absolvenții promoției 1979 a Liceului Industrial numărul 3 Chimie, actualul Dan Barbilian, și-au dat întâlnire sâmbătă. Revederea după 40 de ani a fost una plină de emoție și entuziasm. Foștii elevi s-au întâlnit în curtea instituției, iar trecerea timpului i-a făcut pe mulți să nu își mai recunoască foștii colegi. Ia-le la rând, ia zi! Nu e de mă că ce vine în care că mai spune alții. Ce bărbă, omule, nu ne-am mai văzut în astăzi, 25 mai 2019, am deosebită plăcere să prezint organizarea revederii de 40 de ani de la terminarea Liceului de Chimie, era pe vremuri. Ne-am întâlnit într-un număr destul de mare. Suntem emoționați, suntem bucuroși, sunt colegi pe care nu i-am mai văzut de 40 de ani. Dumnezeu ține cu noi că este o zi minunată. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit să ne punctați acest eveniment, toate cele bune, și eu peste 40 de ani n-o să mai organizez. Să ne dea Dumnezeu sănătate și să ne vedem peste 40 de ani. Cele două clase au mers în sala de festivități a liceului, acolo unde a fost citit catalogul, ocazie cu care fiecare elev a povestit pe scurt ce a făcut în această perioadă de 40 de ani. Am absolvit facultatea de metalurgie, am fost tineră, am fost pensionară. Tot tânără. Așa. Nu am copii, locuiesc în Brașov. La acest moment lucrez la Curtea de Conturi. Camera de conturi Dâmbovița, sunt căsătorită, am o fată de 32 de ani, din păcate până la momentul ăsta nu sunt bunică și mă bucur inițiativa Cameliei de a, m-a bucurat de a ne revedea după atâția ani și că eu m-am rupt total de colegi, de foștii colegi și n-am mai păstrat legătura, m-a bucurat inițiativa ei. Am absolvit facultatea mecanică, secția utilaj și chimic, am fost repartizat la CFS, actualmente sunt pensionară, nu am copii. Tânără! Tânără, pensionară. Deci, asta e viața. După această întâlnire s-a mers într-o locație din Câmpulung, acolo unde foștii colegi au depănat amintiri.